Din 21 de puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean, un proiect a fost retras, iar altul respins din motive de ilegalitate. De pildă, la proiectul care viza atribuirea unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane și eliberarea licenței pentru societatea MC Impex SRL, s-a strecurat o ilegalitate observată la timp de unul dintre consilieri. Proiectul a fost așadar retras. Am constatat că este o încălcare a legii din punct de vedere a împlinirii condițiilor pentru acordarea licenței de traseu. În sensul că societatea respectivă nu deține nici în proprietate, nici în leasing, autoturismul, autovehicul care vrea să efectueze traseul. Deci, nu îi se poate acorda. Îl are sub chirie. Un alt proiect asemănător, dar care se referea la actualizarea programului județean de transport persoane prin curse regulate în perioada 2014-2019, nu avea o fundamentare și nici nu cuprindea anumite modificări față de traseul inițial. Nu are o fundamentare proiectul în sensul că la mașini de rezervă nu există. Se modifică graficul de circulație, stații suplimentare introduse, nu avem traseul vechi ca să comparăm cu traseul nou. Nu avem un studiu de impact ce necesar de autovehicul avem acolo. Cele două proiecte, unul retras și unul respins, vor fi reintroduse probabil pe ordinea de zi a altor ședințe, însă nu înainte de a întruni condițiile legale și, bineînțeles, fără scăpări, observabile sau nu.